De astăzi. Al doilea eveniment și mai semnificativ este telefonul de pe 30 noiembrie al președintelui american Donald Trump către președintele Kazahstanului. Când Nursultan Nazarbayev a primit acest telefon, repet, pe 30 noiembrie, deci cu ceva vreme în urmă, în care s-a ajuns la un moment dat la o discuție inclusiv despre cum poate Kazahstanul să figureze într-un mod nou de abordare a relației între America și Rusia. Foarte semnificativ acest telefon, Kazahstanul fiind un stat care probabil că ar putea să conteze mai mult pe harta, în harta regiunii, pentru că are câteva trăsături. Un islam moderat, o rezervă sigur de petrol semnificativă la nivel mondial, o relație cu miza importantă a proliferării, non-proliferării semnificativă la nivel mondial, Kazahstanul fiind, sigur, un stat care a renunțat la arma nucleară. Și din punctul acesta de vedere, are relații și cu Rusia și cu China și din punctul acesta de vedere a fost foarte interesant acel telefon și probabil că ar trebui să ne mai uităm atent când ne uităm în direcția, când primim în direcția aceea. Iar ultima știre, tot semnificativă, este numirea noului secretar sau propunerea de secretar de stat, Rex Tillerson, ExxonMobil, om care ExxonMobil e de vreo 20 de ani în Kazahstan, dar un personaj care sigur că nu va deveni un CEO atunci când va relua eventual funcția de secretar de stat, dar cu siguranță că va conta și acest tip de orientare. Deci toate lucrurile acestea ne-au dus la următoarea concluzie. Merită să discutăm despre asta pentru că s-ar putea ca momentul